Administrației Mihai Stoichiță. Bună seara! Bună seara! Stăm de vorbă cu dumneavoastră, că aveți dumneavoastră amabilitatea să stați de vorbă cu noi, dar nu dumneavoastră vă ocupați de astfel de lucruri, nici în federație, nici în organizarea lui Euro. Totuși, ar fi interesant o opinie de-a dumneavoastră legată de această situație în care conducerea federației, politicienii stau la tribuna, hai să zicem, VIP, oficială, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, Gică Hagi, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Ciprian Marica sunt pe partea cealaltă la tribuna a doua. Nu că nu s-ar vedea meciul cam la fel, dar recunoașteți că e o situație ciudată? Acum știți că nu noi organizăm acest campionat european. Noi suntem invitați, la fel ca și ei, de către forul european. Eu nu știu cum s-au împărțit aceste bilete, pentru că, de exemplu, am vrut să-mi cumpăr și eu pentru mine niște bilete și n-am putut. De acord. Da, am văzut dintr-un comunicat al federației că federația a făcut o cerere de bilete pentru foști jucătorii naționalei și a primit aceste bilete la tribuna a doua. Totuși... Eu nu știu cum se organizează treaba asta, că nu ține de mine. Este un comandament total separat de noi în aceste momente. Birourile sunt undeva, mi se pare, în Arena Națională, unde are loc această activitate. Dar eu tot ce vreau să vă spun este că, de exemplu, eu am vrut să cumpăr bilete pentru foarte buni prieteni de-ai mei, care, oameni de fotbal din România, și cărora, pe această cale, deși mi-am cerut deja scuze, îmi cer și acum scuze că n-am putut. Chiar dacă fac și o parte din Federația Română de Fotbal, nu ne aparține această organizare a acestui campionat european, este foarte clar, și noi a fost la fel ca și Gică Hagi și Dorinel, cine a mai fost invitat, a fost și noi la fel invitat la acest eveniment. Dar eu nu cred că UEFA nu alocă federații care organizează pe terenul cărora se organizează un meci, nu alocă un anumit număr de bilete. Eu nu cred lucrul ăsta. Refuz să gândesc asta. Eu vă spun ce știu. Mai fost și noi pe la meciuri, am mai umblat și noi prin lume, mai știm. Bine, mai e și situația specială acum, că nu e ca altă dată. Ca cu pandemia. Exact. Da, dar... Exact. Ce bun, am înțeles, domnule Stoichiță. Este un număr redus și este foarte mare cererea, să știți, din străinătate, din ce am auzit. Nu știu, că nu e treaba mea, nu prea m-am ocupat de treaba, am avut alte probleme. Dar efectiv am fost la meci. Dacă vreți, eu cer scuze dacă ar fi... Nu, asta e esenția. Dar nu e vorba de greșeală aici. Aici eu cred că... Eu cred că e vorba de o greșeală. Dar nici nu știu dacă e greșeală. Eu nu-mi imaginez că dacă federația, atunci când a primit din partea UEFA niște locuri, spunea federația, domnule, nu ne dați nouă, uite, vrem să vină Gică Popescu și Gică Hagi la meci, să stea aici la noi, în locul meu. În locul meu, care nu m-am uitat în viața mea la un meci de fotbal, și, mă rog, știți că citesc din clasici acum, sau în locul meu care n-am nicio treabă de fapt cu europeanul ăsta, vreau să stea Gică Popescu aici. Nu cred că UEFA refuza oferta federației. Dar, repet, nu e vorba să vă cereți dumneavoastră scuze. Am precizat din startul discuției treaba dumneavoastră. Domnul Moraru, iertați-mă, domnul Stoichiță, dar eu știu că de fiecare dată UEFA și FIFA întotdeauna se folosește de mari fotbaliști ca să poată să facă o propagandă bună fotbalului și o reclamă bună fotbalului și caută să-i aducă în prim plan. Nu cred că se întâmplă așa ceva când spui, domne, vrem componenții echipei naționale să stea la tribuna oficială. Păi ce imagine mai bună este pentru toți care se uită la meciuri decât să-i vadă și pe ei la tribuna oficială, nu? Un emerit. Eu cred că Federația Română de Fotbal, dacă ar fi avut bilete mai bune, probabil că i-ar fi repartizat pe cei menționați anterior, pe foștii noștri mari fotbaliști, în zona VIP. Dar eu cred că Care dreptate, domnul Moraru, la Romexpo, când a fost tragerea aia la sorți de nu l-am invitat pe Hagi, cum a fost? Tot UEFA ne-a făcut program? Nu, atunci, ce mi-aduc eu foarte bine aminte, Federația chiar și-a făcut mea culpa și a cerut scuze. Deschidem un subiect care eu cred că s-a încheiat în acele lucruri. Păi, domnul Stoichiță, s-a încheiat așa cum era firesc, cu scuzele prezentate de președintele Federației.
Dar observăm că se adună niște lucruri. Adică, bun, atunci a fost o greșeală. Acum a fost UEFA. Data trecută i-am ciuruit. Nu știu și eu cred că acuzele sunt nefondate acum, pentru că nu știm, de fapt, adevărul. Bun, haideți să plecăm de la premisa că nu e vorba de niște acuze. E vorba despre o situație absolut ciudată. Pentru că am văzut un cadru, dar nu mai țin minte exact meciul, cred că de la Londra, și în cadrul ăla erau Roberto Carlos și Luis Figo. Dar nu cred că i-a căutat mult. Și mai era în mijloc Boban, la Anglia-Croația. Deci ei trei erau acolo. Nu cred că i-a căutat mult regizorul. Tot ce pot să vă spun este că sunt membrii UEFA, sunt colegul lor, dacă am să vă trimit o poză acum pe WhatsApp, da, în Comisia Tehnică a UEFA. Și Dorinel Munteanu este ambasador Euro 2020 pentru București, România. Asta e cu totul altceva. E cu totul altceva, ok. Boban și cu Figo lucrează în cadrul UEFA, sunt în Comisia Tehnică, au funcție acolo. Eu sunt doar membru al acelei comisii tehnice, împreună cu Protasov, cu, mă rog, cine mai e, Savicevici. Înțeleg. Deci nu vi se pare nimic ciudat în treaba asta, nu? Păi, domnul Stoichiță, altceva. Ei s-au adresat la UEFA să obțină invitațiile? Sau la FRF-ul s-au ocupat? Păi atunci... Deci au primit acum. Și după aia. Ok. FRF-ul a primit o cotă de bilete pe care a trebuit să o repartizeze. Eu așa știu. Și asta a fost. Altele nu sunt. Eu am vrut să-mi cumpăr bilete și n-am putut. Păi cota de bilete, că acum vă dați cota de bilete înseamnă că s-a repartizat la o parte la oamenii federației și la ei n-au mai fost loc decât la peluză sau unde? La tribuna. La tribuna a doua. Nu știu. De nu, ce? Nu pot să vă răspund. Ce pot să vă spun eu? Că e clar că UEFA n-a invitat sau... Nu știu cum să o zic mai clar, că observ că pare să nu fie o problemă decât pentru unii dintre noi, faptul că unii stau la a doua și alții la VIP. Eu nu cred că UEFA a zis, vrem președintele DNA să stea aici, vrem președintele Senatului să stea aici, vrem nu știu care, președintele de partid nu știu care, vrem să stea aici. Nu cred că UEFA a acționat în felul ăsta. Nu-mi povestiți, adică nu știu cum să vă spun ca să înțelegeți că e aiurea. Nu ne povestiți, domnul, că UEFA nu știu ce a făcut. Nu vă iau la rost pe dumneavoastră, că nu e treaba dumneavoastră și vă mulțumesc că discutați despre asta. Nu v-am povestit lucrurile astea, da. Eu le presupun. Păi da, ok, și răspunsul Federației pentru demersul... În Federație n-au fost prezenți la acest meci pentru că n-au avut cum să intre. La cine n-am auzit, la cine vă referiți? Colegii mei din Federație. Foarte bine! De ce trebuie să vină toată lumea la meci? Pentru că n-au avut... Stați puțin, până la urmă suntem toți cei angajați FRF-ului, nu? Păi da, și tocmai ne spuneați că n-aveți nicio treabă cu organizarea. Păi n-am treabă, dar ce legătură are organizarea cu invitarea unui om la meci dacă ai o cotă de bilete? Care este, păi dacă e o cotă mică, nu poate să vină decât... Păi înseamnă că ei nu contează, domnul Stoichiță. Dacă e o cotă mică de bilete și n-ai loc pentru un Hagi, un Popescu, înseamnă că, ce să mai avem, alte priorități. Nu, ați spus că n-au loc. Înțeleg, președintele federației, da. Șeful comisiei tehnice, da. Secretarul general, da, al federației. Păi bun, treiși sau patru. Păi pe urmă nu vii cu jucătorii emblematici a echipei naționale care au făcut fală în României? Domnul Stoichiță, haideți să ne înțelegem. Nu vă ceartă. Vezi nicio vină dumneavoastră. Nu, da. Da, încercăm să discutăm de principiu și de... Eu cred că vorbim despre lucruri pe care eu nu le cunosc, le presupun, la fel ca și dumneavoastră. Da, eu le presupun după ce văd... Verdicte nu puteți să dați. Poftiți? Pentru că nu știm... Verdicte nu putem să dăm, nici dumneavoastră, nici eu. Da, dar nu putem să dăm. Știu eu, președintele președinta Parlament sau cine a fost, sau președintele Partidului Liberal, sau mai știu cine a fost acolo, primarul orașului București. Ăștia s-ar fi putut să fie invitați direct de UEFA, nu de noi. Pentru că nici eu n-am avut loc să stau
Chiar între oficial, nu știu dacă m-ați văzut, dar eu am stat undeva mai lateral în acea tribună oficială, da, să spunem acolo. Nu în lojă, nu în nimic altceva, în tribună, efectiv. În tribună. Deci, din partea asta am văzut la fel ca și Chică, ca și Popescu, ca și Chică, din partea elaltă. Da, aveți dreptate. Da, poate niște figuri de gen... Într-adevăr, făcea o bună propagandă pentru România, dacă erau aici, dacă nu am primit bilete pentru asta, ce să facem? Cred că ar fi să-i înconjurați cu multă căldură și au zis, domeni, dacă stau numai la tribuna oficială toți, nu se răspundește căldură, au uniform. Da. Ce să... Nu aveți nicio vină dumneavoastră, dar e normal ce să... La logică de bun simț, nu la altceva. Nu, eu cred că nu trebuie să ironizăm această situație. Păi dar ce putem să mai facem, domnul Stoichiță, când realitatea este cruntă? Cruntă! Domnul Stoichiță, pe o logică de bun simț... Cruntă, nu? Este puțin exagerat. Da, bine, înțeles. Să vezi la un meci. Nu au nicio valoare cei care au făcut ceva pentru nimeni fotbalul românesc. Nimeni nu are valoarea, chiar i-am... Da, chiar i-ați invitat. Mă mir că nu au, trebuia să îi pune și cu umbrela, să stea cu umbrela dacă ploua. Să... Păi nu era voie, nu e voie cu umbrela. Păi nu e voie, dar mă mir că, știu că nu domnul e Stăghiță. Să stea cu șalpelerile pe cap. Nu mai vorbesc cu dumneavoastră. Nici eu, nu țin neapărat domnul Stoichiță. Dar nu trebuie să ne țin, domnul Cuciun. Da, nu e ținta domnul Stoichiță. Domnului Moraru, dacă dumneavoastră continuați să jigniți și să atacați, nu am ce să discut cu dumneavoastră. Faceți acest lucru în fiecare seară când sunteți acolo. O accept cu plăcere, pentru că dialogul pentru mine este o lege a civilizației, pentru dumneavoastră înseamnă doar o formă de a jigni tot timpul. Domnul Stoichiță, chiar nu știu dacă v-a jignit cu ceva, domnul Stoichiță, v-am făcut incompetenț, v-am făcut incapabil, cu ce v-am jignit? V-a spus că nu e normal ceea ce se întâmplă. N-am voie să spun un punct de vedere. Asta e altceva, dar să ajungem că au stat în ploaie și cu umbrela în mână. Și, cu... și așa e jignire că spui că îi lași pe unii în ploaie, jignire? Sau cum? Pe atâta timp cât îi neglijezi, e o paralelă făcută, e o metaforă făcută. O formă de ironie, domnul Păciunescu. Poftiți? E o formă de ironie. Păi, domnul Stoichiță, ne-am cam săturat de toate... lucrurile astea care se petrec nefiresc, cum ziceam noi înainte. Domnul Stoichiță, nu asta e miza. Părerea dumneavoastră. Ok, părerea mea. Alții poate au alte păreri. Știu. Da, domnul Stoichiță. Special dumneavoastră, aveți altă părere. Vă dă șansa, domnul Moraru. Dumneavoastră ați mai avut și altă părere de... La televizor. Domnul Stoichiță, ați mai avut și vreo părere contrară vreodată cu Federația? De când sunteți acolo? Că nu v-am auzit niciodată. Nu am păreri contrare. Așa cum sunt unii înscriși în niște partide, m-am înscris și în Partidul Federației Române de Fotbal. Și mie mi se pare că îmi fac treaba corect și cinstit acolo, fără să jignesc pe nimeni. Am văzut că aveți și rezultate foarte bune. Domnul Crăciun, din păcate pentru dumneavoastră pot să vorbesc de rezultate. Din păcate pentru dumneavoastră, dacă vreți de când a venit, pot să vorbesc și de rezultate. Da. Moștenesc rezultatele pe care alții, probabil, n-au fost în stare să le păstorească. Recte, generații întregi de fotbaliști care au dispărut fără să joace cu echipele naționale. Pot să vă dau și contraargumente logice, dar probabil că nu vă interesează. Pe mine mă interesează, de ce domnule? Mă interesează tot ce e constructiv. Probabil că e mai interesant să fiți ironic tot timpul și destructiv decât să fiți foarte atent. Domnul Stoichiță, uitați, nu mai departe de ieri, am spus că felicit pe cei de la Federație pentru felul cum au organizat primul meci la noi, cu meciul cu Macedonia. Așa că nu puneți vorbe așa în vânt să le legați ca așa faceți dumneavoastră. Eu nu vorbesc, domnul... Mai devreme, nu mai devreme decât ieri, a spus. Repet. Domnul Stoichiță. Nu mai devreme de ieri m-am întâlnit cu Chică Popescu, care mi-a făcut o deosebită plăcere, stau de vorbă cu el. Foarte frumos. La o finală de juniori. Civilizat, cu absolut toată conducerea de la Chică, de la viitor, de la Chică Hagi. O plăcere, am fost și astăzi să-i văd învingători. Ieri au fost triști, azi au fost bucuroși. M-am bucurat și eu cu ei. Astăzi v-ați întâlnit cu Chică Popescu?
Nu, astăzi n-a fost la NEC, a fost la Cristi Bibolaru și... Am înțeles, da. Cu Zorgiaș. La finala de ieri v-ați văzut, ați vorbit. La meciul de ieri nu vă puteați vedea și vorbi, că era cam departe. Vă despărțeau în teren de fotbal. Domnul Stoichiță, e bine că am ajuns la concluzia totuși că n-am sesizat, cel puțin în dialogul cu dumneavoastră, că v-a jignit domnul Crăciunescu cu ceva. Dacă a fost ironic, nu. Cred că încă mai e permisă ironia. Nu, dar ironia face parte din viață și oamenii de excepție o apreciază. Bun, deci hai să ajungem la concluzia că n-a fost vreo jignire. Nu, exact. Sunteți de acord? Am și spus asta. Bun. Am și spus asta. O formă de ironie. Bun. Subțină. Bun. Domnul Stoichiță, putem ajunge și la concluzia că, indiferent de motive, este o situație aiurea ca politicienii care, ok, au contribuit ca acest euro să fie la București, să zicem, deși erau alții, în fine, să stea într-o parte și politicienii ei, la alții adevărați ai fotbalului, să stea în cealaltă parte? Nu vi se pare că e ceva aiurea în chestiunea asta? Domnul Morat, n-a fost niciodată șef al protocolului instituții din România. Nu știu care sunt legile scrise sau nescrise ale acestei situații. Acum, nu știu, am văzut și eu și alte festivități, am văzut că apar prin de stat, prim-ministri, mă rog, la olimpiade, la campionate mondiale, la carte europene. Așa nu știu e, care sunt regulile. Nu știu care sunt regulile. Dar probabil că, nu probabil, sigur, a trebuit să UEFA să aprecieze, poate nu numai numele menționate mai sus și văzute, nu știu dacă în zona oficială, Roberto Carlos, Figo sau cine a mai spus, Boban, probabil că ar fi trebuit să ne aprecieze mai mult nouă valorile, să le repartizeze niște bilete și pentru cei care au fost capitan al Barcelonei, jucător al Realului, al Barcelonei, câștigător de ce trofee europene, Cupa ale Campionilor, sau nu știu dacă erau Liga ale Campionilor pe vremea, Cupa UEFA, Gică, la Galatasaray. Așa că e foarte greu să răspund la întrebare. Vin pe strada dumneavoastră acum, domnul Stoichiță. V-aș întreba ce facem cu Naționala de Tineret. Dacă avem... Naționala Olimpică... Nu. Eu mă refer acum la selecționerul național de tineret, dacă... Până în 15 iulie o să comunicăm iulie? Numele național. Da. Adică peste o lună? Exact. Pentru că... Nu, avem impresia că ați făcut o declarație că într-o săptămână, două, o să aflăm. Aș vrea. Aha, dar deci e atât de complicat acum, pentru că noastră trebuie să rețineți. Eu nu pot să-i propun președintelui antrenorii care sunt sub contract și dacă aș avea politică, pentru că m-aș abate de la regulile stricte pe care le practicăm, aceea de a nu vorbi cu antrenor sub contract, se aduce la echipele naționale, pentru că am dat un exemplu rău. De asemenea, vreau să vă spun că trebuie să numim până în aceeași dată și un antrenor pentru lotul de sub 20, care știți că va avea o activitate extrem de spectaculoasă. Echipe puternice, o mulțime de meciuri în sezonul care vine. Așa că până în 15 trebuie să ne hotărâm. Pentru că am văzut în ziua, spunându-se foarte multe, foarte multe formule în care un antrenor să treacă de o zonă în alta, nu, trebuie să fim extrem de atenți să nu facem greșeli și să luăm exact ce ne trebuie. Până acum văd că antrenorii care au fost puși au apreciat, au fost luați de alte echipe, mă rog, au ofertă la fel și la 12, dar au ofertă din străinătate. Așa că aș vrea să nu, măcar când o să întreb din contractul cu Federația să nu mi se spună că am greșit foarte mult în zona tehnică. Voiați să spuneți ceva despre selecționata olimpică sau dacă mai sunt noutăți, dacă nu vreați să spuneți dumneavoastră ceva, vă întreb eu cam care ar fi noutățile legate de acest demers, de această deplasare. Vrem să vă dăm vești bune, după ce vom avea și un dialog cu
Nu vă mai auzim bine, domnul Stoichiță, din păcate. Alo? Da, vă auzim întrerupt. Deci, vești da. Bune după ce? După ce vom avea un dialog și cu cei doi patroni care pot furniza, într-adevăr, și alți jucători, este domnul Pecali și cu domnul Rotaru, și în care să analizeze foarte bine situația, să vedem ce, de ce se pot dispensa. Pentru că noi le înțelegem situația ca virgulă club, cu aceea de jocuri în, de calificare în Conference League, și atunci trebuie să fim extrem de raționali. Ce vreau să vă spun? Am văzut foarte multe diminuări ale importanței acestui eveniment, Olimpiada. Păi nu vă spărați, dacă noi și acum ne aducem aminte de ce s-a întâmplat acum 57 de ani, ratarea lui Dumnezeu să-L odihnească Neagică Constantin, Pârcăla, Vienei, Puiu Ionescu, frații, nu mai Dumnezeu să-i odihnească pe cei care nu mai sunt, să-i țină viață pe cei care sunt. Păi noi ne aducem acum aminte de acei oameni. Pe acest eveniment a marcat istoria fotbalului nostru. Am ieșit pe locul 5 atunci la Olimpiadă. Vreți să vă spun de ce, domnul Stoichiță? Da. Pentru că de la război până în 1970 nu am mai făcut nimic. N-am existat în fotbal ca echipă națională și atunci participarea la Jocurile Olimpice a fost într-adevăr un vârf despre care ne amintim după atâția ani și ani, cum o să ne amintim de 94. Dar acolo, ca performanță la echipa națională, au fost vreo 30, mă rog, nu chiar 30, că în timpul războiului nu s-a jucat ceva. Dar au fost vreo măcar 20 de ani de gol. Fără nimic. Gol. Nu a fost nimic. Și de-aia o participare la Jocurile Olimpice a rămas atât de bine întipărită. Pe de altă parte, știți și dumneavoastră, dacă nici măcar nu e dată FIFA sau așa, iarăși, nu e printre cele mai puternice turnee din lume de fotbal, nu? Este o onoare, sunt Jocurile Olimpice, e mai mult o competiție, cum să zic, amploarea ei, importanța ei o dau Jocurile Olimpice. Da. Dar ca... Este cel mai important eveniment sportiv. Așa este. La nivel de apamor. Dar întrebați la FIFA, că eu să vă spună, FIFA, cel mai important eveniment fotbalistic este campionatul mondial. Întrebați la UEFA, vă zice absolut, că e campionatul absolut. European și întrebați la UEFA, vă mai zice și de Champions League. Da. Așa fiecare este. Fiecare își prioritizează absolut. Eveniment. Pentru că eu nu cred că mai vrem să așteptăm 57 de ani să ne aducem aminte de această generație. La care vă referiți? Actuala generație tânără? Da, sigur, care o să participe. Mai așteptăm 50... Eu nu o să mai fiu. Da, nici eu. Dumneavoastră o să vă aduceți peste 50 de ani aminte de ce s-a întâmplat în vara anului 2021. Nu e bine aceasta. Nu e bine, dar cred că peste 20 de ani tot o să-mi aduc aminte despre ce s-a întâmplat în 94. Nu, dar paradoxul e altul, domnul Stoichiță. Când este să vorbim de UEFA, cum este în problema asta, zice, păi UEFA, da? Păi e un calendar făcut de FIFA și de UEFA. Dacă ei au alte priorități, trebuie să ținem cont de el. Ei consideră că, așa cum spunea domnul Morar, sunt mai importante aceste competiții. Adică cupele europene, că practic cupele europene sunt și jocurile pentru păchii? Da. Cu cupele europene se suprapune. De acord cu dumneavoastră, dar impactul acestor jocuri pentru noi ca nație nu este important? Păi este foarte important, dar e pentru noi foarte important, pentru ei uitați că nu este. Nu numai pentru noi. Când mi se părea normal, dacă era important să-l pună. Pentru că pentru mine jocurile olimpice, într-adevăr, sunt foarte importante, ca om, ca suporter, ca orice. Și la atletism și la not și la toate sporturile, mie îmi place să mă uit la toate. Dar eu vă spun ceva. Nu vi se pare anormal ca un fotbalist de calia unei mari și mulți alți fotbaliști importanți să spună că vor să meargă la Olimpiadă și să nu poată merge? Păi, fotbalistul respectiv, sigur că doleanța lui este să meargă. Dar doleanța lui trebuie să convergă cu doleanța clubului. Nu pot să fie în contradictori. Nu pot să fie contradictori. Cluburile spun, domne, păi stai puțin, că noi avem o competiție de apărat. Ce facem fără
nu știu câți jucători, pentru că în competiția noastră ne obligă să avem jucători sub o anumită vârstă, să jucăm cu ei. Și ăia sunt pe la Olimpiadă, unii dintre ei. Este adevărat sau nu? Am văzut eu vreo regulă în România care să spună toți jucătorii, dom'le, facem o derogare pentru echipele care dau jucători la echipa națională, pentru Olimpiadă, în perioada când sunt la Olimpiadă, nu mai joacă fără... Joacă fără. Și atunci se produce un dezechilibru în competiție și se vede scandal. Și atunci oamenii zic, da, dom'le, nu-i las. Joacă fără jucătorii de U21, cred să spuneți, nu? Da, dacă ar juca fără ăia, dacă ar fi o compensație. Dacă ar fi o compensație în felul ăsta, dar repet, n-ar mai fi echitate în competiție. Exact. Dar vreau să vă mai spun ceva. Din cei care au fost în 2019 și au reușit această calificare, cât mai sunt în regula sub 21? Mai sunt. Câți mai sunt și unul, dacă e suficient. Să produce un dezechilibru. Nu mai e niciunul, domnul. Nu mai e niciunul? Niciunul. Nu mai e niciunul. Păi nu mai țineți minte că atunci mir, au rămas... Nu, poftiți? Atunci au rămas unii din componentei lotului și au avut dreptul să facă. Au dispărut foarte mulți de atunci până acum. Din zona U21, da? Da. A apărut o nouă generație. Da. Au trecut 2 ani totuși de atunci. Da. Ei au fost în regulă asta 3 ani de zile. Acum... și dumneavoastră că... A trecut datorită pandemiei, majoritatea. Da, exact. Asta e, n-ai ce face. Asta a fost viața.